Cei interesați de o carieră militară, în special elevii de gimnaziu, dar și cei de la liceele din Roșiorii de Vede și nu numai, vor avea șansa la începutul săptămânii viitoare de a fi informați cu privire la ce înseamnă o viață în serviciul militar. Un eveniment deosebit de important, cu titlul Vrei o carieră în Armata României? Vin o să te informez. Se va desfășura în data de 23 octombrie 2023 în municipiul Roșiori de Vede. Evenimentul va debuta la ora 9:30 la Muzeul de Istorie Petre Voievozeanu din Roșiori de Vede și va continua până la ora 14 cu promovarea profesiei militare în sala mare a Casei de Cultură din Roșiori de Vede, precum și cu o expoziție de tehnică militară pe strada Dunării din Roșiori de Vede. Invităm să participe alături de noi toți cetățenii interesați de o carieră militară, dar în special elevii din clasele a 7-a, a 8-a, a 11-a și a 12-a, interesați de învățământul liceal, post-liceal și universitar militar. Tot săptămâna viitoare va fi sărbătorită Ziua Armatei României, pe 25 octombrie, la Alexandria. În data de 25 octombrie 2023, începând cu ora 11, vom sărbători Ziua Armatei României la Muzeul Eroilor din al Doilea Război Mondial, situat în fața Palatului Administrativ din garnizoana Alexandria. Seria evenimentelor dedicate Zilei Armatei Române a început deja de săptămâna trecută. În perioada 12-19 octombrie, Ministerul Apărării Naționale a organizat o campanie în acest sens în școlile din țară, dar și din Telorman. Elevii au răspuns pozitiv, arătându-și totodată interesul față de o carieră în serviciul militar. Am avut în această perioadă activități de promovare în școala gimnazială numărul 2 din Videle. Am participat de asemenea la Liceul Tehnologic din Roșiori de Vede. Am fost primiți foarte bine, am cooperat foarte bine cu conducerea școlii și a liceului, iar elevii au fost foarte încântați de oferta educațională. Au fost alături de noi, bineînțeles, și elevi și studenți din instituțiile de învățământ militar, precum și soldații gradați profesioniști din regimentul 61 rachete antieriene din Craiova. Avem deja datele de contact al unor elevi care sunt interesați de a urma fie Colegiul Național Militar, fie școlile post-liceale sau universitare militare. Proporția este undeva poate mai mare, încadrarea, să zic așa, cu fete. Și da, putem spune că și fetele și-au manifestat un interes mai mare față de anii trecuți pentru profesia militară. Dar profesia militară este destinată atât fetelor cât și băieților, iar noi lucrăm fără niciun fel de diferență și toți își îndeplinesc atribuțiile la standarde foarte înalte. Campania Ziua Armatei României în școli, organizată de Ministerul Apărării Naționale, a ajuns anul acesta la 11-a ediție.